Vești bune de pe piața muncii din județul Hunedoara. Astfel, conform ultimelor date centralizate, la sfârșitul lunii aprilie acestui an, rata șomajului din județul Hunedoara a înregistrat o nouă scădere. Georgeta Tomuța, directorul executiv al Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara, consideră că acest trend poate fi menținut și în viitor, în condițiile în care crește numărul de agenți economici care solicită angajați. La sfârșitul lunii aprilie înregistrăm rata șomajului de 3,27 puncte procentuale, în continuare în scădere față de luna trecută, când avem 3,35. Toate lucrurile merg spre bine, avem semnale de pe piața forței de muncă, s-au văzut și la Bursa Locurilor de Muncă, am avut 320 de locuri în bursă. În continuare, agenții economici ne contactează pentru a organiza burse și pentru a încadra cât mai mulți șomeri pe piața muncii, ceea ce va duce cu siguranță la scăderea ratei șomajului. Situația existentă în aprilie 2021 este cu mult mai bună decât cea din perioada similară a anului trecut. Astfel, dacă rata șomajului înregistrată în aprilie 2020 era de 3,61%, în acest an este de doar 3,37%. În plus, în aprilie 2020, în evidențele AJOFM Hunedoara erau 6.220 de șomeri, iar într-un an numărul acestora a scăzut cu peste 600, ajungând la 5.615.